Bună dimineața a tuturor! Eu sunt Florin și azi despre o eliminare surprinzătoare ce se anunță. Ultima știre ce se anunță este că o concurentă va fi eliminată în curând, urmarea unor declarații de iubire pe rețelele de socializare cu un alt băiat. Iar această concurentă nu este nimeni alta decât Emma. Nu rămâne decât să vedem că se adeverește această știre, dar oricum nu mă surprinde deloc. Ea era una dintre cele luate în calcul preliminare, deoarece în casă se pare că nu a apucat să se lipească de nimeni, probabil pe rețelele sociale a fost mult mai ușor să se apropie de cineva. Păcat, în prima zi din acest sezon am spus despre ea că are potențial, doar că pe lângă faptul că s-a dat pe lângă cei mulți, aceste glume pe care le face non-stop o pot pune și într-o lumină mai puțin potrivită, adică de fată neserioasă. Altfel ar fi putut fi mult mai departe. Cred că Marinel, și acum ar spune că și Laurențiu, mai scapă o perioadă de timp de eliminare, deoarece după această gală se cam duce imunitatea Erisei, și cred că ea ar cam fi următoarea ce va fi eliminată, deoarece niciun băiat nu s-a apropiat de ea, și nici cu ceva nou nu a venit, ea alegând să lovească tocmai cel în care oricum lovește toată lumea. Dacă vrea să rămână, trebuia să creeze și ea o controversă, ceva, să iasă în evidență. Singura pare, ar fi că mă gândesc că nu au chemat-o tocmai din Olanda ca să o elimine așa de repede. Iar după această eliminare, probabil mai urmează încă 2-3 săptămâni fără eliminare, și iată cum Marinel și Laurentiu reușesc să supraviețuiască până spre începutul verii. Cam atât momentan, până data viitoare, vă doresc o săptămână liniștită și binecuvântată.